Salutare dragilor și bun venit pe canalul meu! Eu sunt Mishi, iar în acest video o să vă spun câteva lucruri despre cel mai recent telefon Galaxy lansat de Samsung la începutul acestui an, S21. L-am primit în teste de la Samsung România, iar pentru cei care nu știți cum funcționează partea asta cu testing-ul, ei bine, cei de la Samsung îmi trimit diverse gadget-uri pe care eu le testez timp de 2 săptămâni, apoi le trimit înapoi. Nu primesc nicio compensație materială pentru asta, nici nu sunt influențată să fac review-urile vreodată în vreo anumită direcție. Deci, voi spune mereu ceea ce cred despre fiecare gadget pe care pun mâna și îl testez. Am simțit nevoia să precizez asta pentru că foarte mulți oameni au impresia că am fel și fel de parteneriate cu firmele care îmi trimit produse și că iau bani pentru ceea ce spun. Nu, n-am ajuns acolo. Încă cel puțin. Bun, revenind la telefon. Este primul telefon Samsung pe care îl văd fără un încărcător în cutie. Deci, partea de unboxing o să fie super scurtă. Hai să trecem la treabă. Avem o cutie mult mai mică decât cea cu care ne obișnuise Samsung până acum. Iar în interiorul acesteia găsim aici ceva informații pe care am să le scot eu de îndată. Este de fapt un Quick Start Guide din care aflăm cum se utilizează telefonul, asta dacă avem nevoie de el. Și această cheiță pe care o vom folosi atunci când vrem să scoatem sau să punem la loc SIM-ul. Da, doar SIM-ul, nu și cardul, pentru că nu avem card, dar o să revenim mai târziu asupra acestui subiect. Iar aici găsim cablul de încărcare, pentru că, așa cum v-am zis și mai devreme, nu avem un încărcător și tot ceea ce primim în pachet este acest cablu cu mufă USB-C la USB-C. Iar în continuare aici mai avem ceva materiale, mai exact partea de garanție. N-avem căști, n-avem încărcător și asta este tot ceea ce primim în pachet de la început. Știm deja că S21 nu mai este vedeta seriei de ceva vreme, dar cu toate acestea este un telefon capabil și puternic. Pentru cei care vor însă top of the top, ar trebui să se orienteze spre S21 Ultra. Dar, revenind la el, încă din prima clipă am rămas plăcut surprinsă de cât de bine se poate simți în mână acest telefon. Pentru cineva cu mâini mai mititele, majoritatea telefonelor se simt extrem de mari, dar nu și acesta. Dimensiunea lui, nu știu, mi se pare cumva perfectă, iar culorile în care vine disponibil sunt și ele foarte reușite. Phantom Grey este cel pe care l-am primit eu în teste și îl vedeți la mine în mână și mai există de asemenea Phantom White, Phantom Violet și Phantom Pink. E foarte ușor, cântărește 170 de grame, iar asta se datorează și faptului că spatele este din plastic. Dar este acel gen de plastic cu care Samsung ne-a obișnuit și are un aspect premium deloc deranjant. Display-ul este protejat de Gorilla Glass Victus. Mai exact, vorbim despre un display Dynamic AMOLED 2X de 6,2 inch, cu un refresh rate la 120 de Hz HDR10+. Avem o rezoluție de 1080 cu 2400 de pixeli, cu o densitate a pixelilor de 421. Sună bine, nu-i așa? Însă, trebuie să vă spun că Samsung a făcut un downgrade în ceea ce privește ecranul, trecând de la Quad HD-ul de pe S20 la acest Full HD+, cu o rezoluție ceva mai mică. Nu vă îngrijorați totuși, pentru că diferența nu este una sesizabilă, sau cel puțin majoritatea utilizatorilor nu își vor da seama de acest mic detaliu. Iar dacă vă întrebați de ce au făcut acest lucru, este vorba despre reducerea costurilor de fapt. S21 a fost lansat cu aproximativ $200 mai ieftin decât S20 și a trebuit să scadă de undeva prețul. Senzorul de amprentă este integrat în display și are îmbunătățiri majore care se simt. Este cu ceva mai mare, este cam cu 70% mai mare mai exact, ceea ce înseamnă că este mult mai ușor de atins și este mult mai rapid. Aș spune că este în top senzor de amprentă în display în ceea ce am testat eu până acum și mă bucur să văd că avansează tehnologia în această direcție. Trecând la partea de chipset. Ei bine, aici chipsetul pe care îl primim în România este Exynos 2100 pe 5 nanometri și vine cu Android 11 și cu One UI 3.1. În ceea ce privește memoria de stocare internă, avem de ales dintre două opțiuni. 128 de giga sau 256 de giga, iar ambele vin cu 8 giga RAM. Dar trebuie să alegem cu atenție din start memoria internă care să ne ajungă, pentru că nici acest model nu ne permite să adăugăm un card microSD ulterior. Camera principală.
Este formată din o cameră wide de 12 megapixeli, una telefoto de 64 megapixeli cu zoom hibrid optic 3X și una ultra-wide de 12 megapixeli. Deci, hardware-ul camerei lui S21 nu s-a schimbat deloc de la modelul de S20 lansat anul trecut. Așa că îmbunătățirile pe care a reușit Samsung să le facă sunt din software. Și nu mi se par deloc majore, sinceră să fiu. Pozele sunt frumoase, într-adevăr, îmi plac culorile, dar nu prea am foarte multe de zis la această parte. Trebuie totuși neapărat să menționez faptul că îmi place la nebunie designul camerei și felul în care se îmbină efectiv cu telefonul. Dar, cel mai mult, apreciez faptul că s-au chinuit să reducă dimensiunea camerelor. Iar noi, avem un bump al camerei foarte, foarte puțin ieșit în relief. Deci este un telefon care poate fi folosit decent atunci când stă pe masă, fără să fie nevoie să îl luăm în mână. Și camera de selfie. Pare din specificații la fel ca cea pe care o văzusem și anul trecut pe S20. Are tot 10 megapixeli și oferă niște selfie-uri reușite. Nu mi se pare că sunt false deloc, doar cu mici îmbunătățiri aduse asupra pielii, știm că Samsung face asta de obicei. Deci o face perfectă chiar și pentru apeluri și conferințe video. Ceea ce trebuie neapărat să vă spun aici este că avem o caracteristică nouă pentru Galaxy S21 și este vorba despre modul Director's View, care permite să filmăm simultan cu camerele din față și cu camera din spate. Ideea aici este că vlogării și alți creatori de conținut pot captura imagini cu reacțiile lor, de exemplu, după care le pot edita împreună cu filmarea principală. Și apropo de filmare, camera sa principală este capabilă să filmeze 8K la 24 de cadre pe secundă, dar o face destul de crop, aș zice. Avem însă opțiunea de 4K la 30 și 60 de cadre pe secundă, precum și Full HD la 30, 60 și chiar și 240 de cadre pe secundă. În ceea ce privește camera selfie, aceasta filmează 4K la 30 și 60 de cadre pe secundă, iar 1080 la 30 de cadre. Avem o baterie de 4000 de mAh. La fel ca pe S20, nu-i așa? Cu încărcare fast la 25W, încărcare wireless la 15W și reverse wireless la 4,5W. Cu toate astea, țin să vă spun că bateria mi s-a părut că a rezistat ceva mai mult decât la S20, probabil datorită chipsetului, dar nu aș spune că este o îmbunătățire super considerabilă a duratei de viață. Și să nu uităm că nu avem în cutie un încărcător, deci va trebui să ne cumpărăm unul pentru a putea să-l încărcăm. Care ar fi concluziile mele? E un telefon care m-a cucerit încă de când am pus mâna pe el. De fapt, dacă stau să mă gândesc mai bine, mi-a plăcut la nebunie încă de când l-am văzut la prezentare. Designul recunosc m-a atras și eram convinsă că o să-mi placă foarte tare și în realitate. Mă încântă extrem de mult faptul că este mic și în același timp un aspect premium și descurcă foarte, foarte bine în orice activitate de zi cu zi. Pentru cine are deja un S20, nu o să fie nicio schimbare majoră, deci nu știu dacă ar merita să faceți un upgrade doar pentru un spate super simpatic. Merită banii? Aș zice da, pentru că vorbim despre gama S21, cea mai recentă de la Samsung, iar prețul de lansare a fost ceva mai mic, telefonul arată super bine și se mișcă pe măsură, deci n-aveți cum să regretați alegerea. Sper că am reușit să surprind toate detaliile importante despre el, dar dacă mi-a scăpat ceva și aveți întrebări, nu uitați că mă găsiți în secțiunea de comentarii ca de fiecare dată. Eu am fost Mișii, vă pup și nu uitați să vă abonați!